Statele Sfinte. Publica să uită la ceas, dacă noi la timp începem. De. Bună ziua tuturor! Ne-am propus ca la 2:15 să avem o conferință de presă și suntem pronți. Le mulțumesc reprezentanților mass media pentru efort de a fi într-o zi de weekend alături de noi, de un eveniment foarte și foarte important pentru platforma Demnitate și Adevăr. Astăzi, 25 ianuarie 2020, și aici pot specifica că la exact 5 ani din momentul în care am ieșit în stradă, 25 ianuarie 2015, Platforma Demnitate și Adevăr a constituit Liga Aleșilor Locali, o entitate extrem de importantă pentru formațiunea noastră în contextul uneia dintre principalele deziderate ale partidului, descentralizarea veritabilă și consolidarea reală a autonomiei locale. Dovadă a fost și continuă să fie activitatea fracțiunii parlamentare a Platformei Demnitate și Adevăr, care, în foarte scurt timp, a promovat mai multe inițiative legislative benefice autonomiei locale, inclusiv cea prin care din anul 2020 în bugetele locale vor rămâne suplimentar aproximativ câte 600 milioane de lei. În cadrul Congresului Aleșilor Locali ai formațiunii noastre, circa 1000 de primari și consilieri au creat o platformă importantă de comunicare, atât pe dimensiunea intercomunitară, cât și pentru o mai bună interconexiune cu cei din conducerea platformei. Această platformă va asigura soluționarea mult mai eficientă a problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale, va dinamiza atragerea mai multor proiecte investiționale pentru localitățile noastre și va contribui esențial la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul autonomiei locale. Vreau să fac o precizare că această platformă rămâne deschisă pentru toți consilierii și primarii din Republica Moldova care împărtășesc valorile și principiile de care se ghidează platforma Demnitate și Adevăr. Altfel spus, sunt bineveniți în cadrul acestei ligi a aleșilor locali și primari și consilieri locali care au obținut încrederea oamenilor, chiar dacă nu au candidat din partea platformei Demnitate și Adevăr. Oricine împărtășește principiile și valorile noastre sunt bineveniți în Liga Aleșilor Locali ai platformei Demnitate și Adevăr. Apreciem cu un deosebit respect participarea la evenimentul de astăzi a mai multor oaspeți, prieteni, frați din România și din Europa, deputați, foști și actuali primari, miniștri, reprezentanți ai Partidului Național Liberal, partener fidel al platformei Demnitate și Adevăr și membru în aceeași familie politică europeană, Partidul Popular European. În cadrul evenimentului de astăzi am discutat cu partenerii noștri din România oportunitățile realizării mai multor proiecte de infrastructură și finanțării directe a localităților moldovenești. S-a observat probabil și o modificare esențială de abordare a Guvernului de la București, abordare cu privire la Republica Moldova și necesitatea sprijinului direct al oamenilor. Este și efortul platformei Demnitate și Adevăr, care s-a aflat și se află într-un permanent parteneriat cu colegii noștri din Partidul Național Liberal, aflați astăzi la guvernare. Ne-am exprimat și în cadrul forului și aici ne exprimăm regretul că în Republica Moldova Guvernul de la București nu are deocamdată un partener de dialog
și ați văzut modul în care reacționează guvernarea de la Chișinău cu privire la mesajele venite de la București. Totodată, astăzi și-a ținut o nouă ședință Consiliul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr, în cadrul căreia, în calitate de secretar general al Platformei Demnitate și Adevăr, cu unanimitate de voturi, a fost ales, desemnat, domnul Ion Terguță. Este un om cunoscut în societatea noastră, un om care nu necesită prea multe prezentări, a fost candidatul comun al blocului acum, în circumscripția Nisporeni, este un om deosebit și a avut sprijinul biroului politic, a Consiliului Politic Național și, cel mai important, a întregului partid, un sprijin manifestat la această adunare. Forul suprem al platformei DA a luat act și de situația creată în cadrul alegerilor parlamentare parțiale, noi, din circumscripția 38, Hâncești. Formațiunea noastră a susținut declarația recentă a biroului politic al platformei pe acest subiect și își exprimă în mod repetat regretul privind lipsa consensului forțelor pro-europene și naționale la identificarea unui candidat comun, nepartinic, fapt care riscă să faciliteze victoria în această circumscripție a candidatului lui Dodon, fie că o fi direct, că o fi indirect. Această dispersare este extrem de îngrijorătoare și trădează o tratare egoistică a situației, mai ales că niciun partid din cele pe care le-am menționat sau la care am făcut în permanență referință, nu și-au argumentat concludent refuzul de a se solidariza și nici nu au înaintat pretenții la adresa candidatului propus de formațiunea noastră. În consecință, facem un ultim apel la rațiunea forțelor de centru-dreapta în vederea remedierii situației și susținerii ca unui candidat unic pentru alegerile din circumscripția numărul 38. Subliniem că în contextul ultimilor manifestații sau manifestări de egoism politic al unor partide de centru-dreapta, platforma DA nu mai poate să-și permită sacrificiul politic unilateral. În afară de acțiunile iresponsabile atestate în procesul înaintării candidaților pentru scrutinul parlamentar din circumscripția Hâncești, am constatat lipsa progresului și în discutarea ofertei platformei Demnitate și Adevăr pentru identificarea unui candidat comun nepartinic din partea partidelor pro-europene și naționale pentru alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Astfel, ne vedem obligați să menționăm că, în cazul în care, într-un timp foarte scurt, propunerea noastră nu va fi agreată, platforma DA va înainta propriul candidat pentru alegerea șefului statului. Asta am avut de declarat la finele celor două ședințe importante ale Platformei Demnitate și Adevăr. Vă stăm la dispoziție să vă răspundem împreună cu colegii mei, vicepreședinții Platformei DA și membrii ai biroului politic, să vă răspundem la întrebările care vă frământă, la temă, dar și la cele de actualitate. Am vorbit în permanență despre principii, am vorbit în permanență despre necesitatea consolidării tuturor în jurul valorilor care ne reprezintă într-o mare, mare majoritate societatea noastră. Am făcut acest exercițiu fără a da niște nume anume, doar pentru, sau anume pentru a nu lăsa să se creadă că
acel candidat este candidatul platformei DA. Și am avut în acest sens o experiență, într-un fel neplăcută, în care propunerea noastră de criterii pe baza cărora ar trebui să identificăm un candidat comun în circumscripția Hâncești, adică să întrunească sprijinul mai multor forțe politice, fie că sunt stataliste, fie că sunt pro-europene, fie că sunt unioniste, dar cel mai important, să aibă sprijinul cetățenilor. Ne-am propus în acest exercițiu ca acel candidat să fie respectat și susținut în diasporă, să le poată reprezenta celor din diasporă interesele, drepturile. Asta a fost propunerea noastră și vedeți că în momentul în care a apărut numele domnului Druță în spațiul public, toată lumea a înțeles că este candidatul platformei DA. Pentru a nu risca în continuare să afectăm cumva acest proces nobil, zic eu, și sunt sigur că și dumneavoastră împărtășiți această atitudine, pentru a nu afecta ceea ce am propus noi, nu venim cu nume, venim cu criterii, și anume să fie un om credibil, să fie un om integru, să fie un om cu dragoste de țară, cu dragoste de oameni, un om capabil să ne reprezinte în quasi-totalitatea noastră, sau cum scrie în Constituție, să reprezinte toți cetățenii țării. O listă asta mai îndeplinește aceste condiții, în opinia dumneavoastră? Păi stați că vorbim despre lucruri diferite. Noi vorbeam despre prezidențiale. Ceea ce am considerat noi că întrunesc condițiile necesare consolidării forțelor de centru-dreaptă, așa cum menționam aici, a fost domnul Druță. Și îi mulțumim și pe această cale pentru modul în care a abordat lucrurile, un mod care este compatibil cu modul nostru de a le vedea, și anume de a coagula toate forțele pro-europene, unioniste din această țară, astfel încât să putem furniza un rezultat sau să putem ieși la un rezultat foarte bun și să nu lăsăm oligarhii, socialiștii, populiștii să câștige. În acest sens, așa cum spuneam și în această declarație, Biroul Politic Național al Platformei DA a venit cu o declarație, sunt sigur că dumneavoastră ați luat cunoștință cu asta, s-a întâmplat ieri, la ora 10 a fost furnizată opiniei publice, presei, și noi, cei de la Consiliu, am susținut și întreg partidul a susținut această declarație și această abordare făcută de Platforma Demnitate și Adevăr. În continuare, am făcut un ultim apel, am să vă distribui, o să vă distribuim varianta electronică a acestei declarații și veți vedea că facem un ultim apel către forțele pro-europene de centru-dreapta, ca și în aceste condiții, în care deja s-au înregistrat candidații, să consolidăm forțele și să susținem un singur candidat, cel mai aproape de oameni, cel mai aproape de interesele oamenilor. Este regretabil ce s-a întâmplat. Pe ultima sută de metri am văzut că, virgulă, candidatul nostru comun din alegerile din 24 februarie 2019 a ajuns să candideze independent. Vreau să asigur opinia publică, întreaga țară și pe toți locuitorii din circumscripția 38, că Platforma Demnitate și Adevăr nu și-a dorit acest lucru și nu a contribuit cu absolut nimic la asta. Regretăm enorm că cel pe care l-am susținut cu toții și a luat un scor foarte bun, acum din memorie, cred că 33%, da? 33? Cam așa. 33%. A fost plasat locul 2, a avut sprijinul oamenilor din acea circumscripție, a ajuns în momentul de față să nu mai fie un candidat comun al forțelor democratice, cel puțin a celor două partide care l-au susținut în campania din februarie 2019. Când ați discutat ultima dată cu Maia Sandu? Vă rog, dacă se poate,
să discutăm la ceea ce interesează opinia publică. Pentru că lucruri din astea, o să mă întrebați acum când am discutat ultima oară cu Dodon. Sau cu... Platforma Demnitate și Adevăr a fost în permanență promotoarea, am militat, am muncit și am luptat pentru unitatea forțelor pro-europene, a forțelor naționale, a forțelor care își doresc schimbarea în bine a lucrurilor în Republica Moldova, în interesul cetățenilor. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri pentru a crea la începuturi un partid, pentru că așa ne-au cerut strada, așa ne-au cerut oamenii în stradă. Am creat un partid. Iar după asta am depus toate eforturile ca forțele să fie unite. Tot platformei DA îi se datorează crearea blocului acum. Tot platforma DA a fost cea care a insistat pe prezența în Parlamentul Republicii Moldova a unei singure fracțiuni. Tot noi am insistat pe păstrarea unității și la nivel local și mai ales în Consiliul Municipal Chișinău. Din păcate, acest lucru nu s-a realizat în timp. Noi am luat act de decizia colegilor noștri și în momentul de față, așa cum vedeți, ne ocupăm de consolidarea platformei Demnitate și Adevăr în teritoriu, de consolidarea structurilor sale teritoriale și extrateritoriale. Dovadă este și crearea acestei ligi a aleșilor locali. Este pentru prima oară când în Republica Moldova, da, sau un partid parlamentar nu mai are o asemenea ligă din câte din actualul parlament, niciun alt partid nu are o asemenea structură. Ați văzut-o și dumneavoastră, a fost prezent mai mult decât 1000 de oameni de aici, am avut sprijinul colegilor din România, din Italia, din Europa. Așa că e bine să ne întoarcem câteodată la rădăcini, să vedem de unde am pornit și repet cu ceea ce am început. Pe data de 25 ianuarie, exact 5 ani în urmă, la a doua zi, de la sărbătorirea Micii Uniri, am edificat, iată, această frumoasă ligă din momentul în care am ieșit în stradă. Vă amintiți, nu? Dinu Plângău, nu-l văd pe aici. Da. Modestia ne caracterizează, vedeți, Dinu este. Așa că, eu cred că lumea, cine are de văzut, vede. Regretăm. Credeți că noi nu regretăm că astăzi nu am fost aici și mai mulți decât am fost, cu mai mulți primari, cu mai mulți consilieri? Noi nu ne-am dorit niciodată divizare. Noi am muncit, am luptat pentru unitate în interes național, în interesul oamenilor. Nu în interesul unui partid, a unei persoane, personalități, personaj. Eu nu știu la ce asistați dumneavoastră. Eu am asistat astăzi la o frumoasă experiență în viața mea, ca și politician, împreună cu colegii noștri de la platforma DA, cu primarii noștri, cu consilierii locali, cu primarii independenți care au ales să vină alături de noi. Am trăit o frumoasă experiență. Am creat Liga Aleșilor Locali ai platformei DA, repet, deschisă pentru toți, dar absolut pentru toți, aleșii locali, că o fi primari, că o fi consilieri, care împărtășesc valorile și principiile noastre. Familia, credința, subsidiaritatea, dragostea de țară, dragostea de oameni, munca și a cei care prețuiesc munca. Este foarte important. Pentru că vă spuneam odată, norocul cine ar însemna? Muncă, muncă și iar muncă. Ca să fim norocoși, muncim și venim la aici alături de platforma. Da. Eu vreau să mă rotunjez, vedeți că mai sunt întrebări, dar eu zic că deja dacă mai sunt de genul, dacă cu cine m-am întâlnit, cu cine m-am văzut, ce mai vorbit? Că... Da. Am vorbit despre lucruri, despre vicii care ar trebui cumva să nu reprezinte sau să nu caracterizeze politicul din Republica Moldova, în general, la modul cel mai general. Și am spus că lucrurile cele mai importante pe lumea asta sunt demnitatea, adevărul, dragoste de țară și de bani. Mulțumesc! Întrebare.
dar dumneavoastră cum vi se pare? Cel mai important este cum Grigore Cobzac a fost apreciat de către locuitorii Hânceștiului, a circumscripției din 38. Dânsul a luat un rezultat foarte bun, 30 ceva de procente, a fost candidatul nostru comun, a trecut și tot felul de filtre. Deci era un candidat pe care noi l-am susținut în 2019 și noi n-am avut niciun motiv să nu o susținem în 2020. Platforma Demnitate și Adevăr a pus această chestiune în discuție, doar că am fost informați că domnul Cobzac nu dorește să, așa s-a putut, că n-ar dori să candideze la aceste alegeri. Păi întrebați, doamna, domnișoară. Nu, platforma se numește. Aici se cheamă Platforma Demnitate și Adevăr, nu se cheamă altfel. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult, ați fost foarte drăguți. Foarte bună întrebare. Am comunicat și aici, este pe lângă o platformă de comunicare între aleșii locali, este și o platformă de comunicare mai strânsă, mai bună cu conducerea platformei, dar este și un mijloc prin care vom putea atrage pentru localitățile din Republica Moldova, pentru primării municipale și sătești, vom putea atrage mai multă expertiză, experiență, bune practici din Europa și, în primul rând, din România, finanțări, investiții. Am avut niște discuții foarte bune aici, la nivelul acestei platforme și acestei întâlniri de astăzi cu colegii noștri din România, partenerii din Partidul Național Liberal, aflați astăzi la guvernare și care au foarte și foarte mulți primari și aleși locali de top, de referință, pe care ne-am făcut ca și reper. Vorbim despre primarii din Oradea, din Arad, din Alba Iulia, din Timișoara și atâția și atâția primari care, de la care avem ce învăța și care, la fel ca și președintele Partidului Național Liberal, ne-au trimis mesaje de sprijin, de încurajare, ne-au asigurat că suntem partenerul fidel al Partidului Național Liberal. Am avut și mesajul venit de la președintele Ligii Aleșilor Locali din România, domnul Gheorghe Flutur, care, din păcate, din motive strict obiective, nu a fost prezent astăzi alături de noi, alături de alții parlamentari, miniștri, primari din România. Mulțumim frumos! Și cel mai important studiu pentru mine, din punct de vedere sociologic, este contactul direct cu oamenii. Merg la oameni, mergem la oameni, discutăm cu ei, vedem în cine și au încredere, în cine n-au încredere. Într-un stat ca al nostru, capturat în continuare de niște interese, e complicat să crezi în niște lucruri care în Franța sau în Germania sau eventual în România au o cu totul altă pondere. Eu vă îndemn și îndemn pe toți cei de acasă să nu se lase victima fake news-ului, a manipulării, a intoxicării cu tot felul de instrumente, inclusiv sondajele. Din păcate, sondajul în Republica Moldova a fost discreditat aproape în totalitate. Bineînțeles, există și oameni care fac studii sociologice curate, exacte, dar mesaj, din păcate, se știe deja, sondajele fac parte din mijloacele, din arsenalul unora de a influența opinia publică. Și eu vă îndemn pe toți cei de acasă să gândim cu propria noastră conștiință, rațiune și să nu fim victimele unor asemenea manipulări. Vă mulțumesc foarte mult! Da. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la această
Dar și să spun că